Ești un adevărat paradox deoarece reușești să combini rigiditatea și sensibilitatea. La prima vedere ești pragmatică, dar plină de compasiune și de idealism, ești un visător practic, îți manifesti caracterul uman în devotamentul total față de îndatoririle tale. Pe de o parte, ești ambițioasă și persistentă, pe de altă parte ai o viziune profund filozofică asupra vieții. Îți place arta, poezia și poți avea abilități creative, preferând să le folosești pentru a crea nu numai lucruri frumoase, dar și utile. Justificarea ceva este o temă centrală în viața ta. Îți place să explorezi, să găsești rațiune în toate aspectele, fie că este vorba de probleme metafizice sau de situații pur pragmatice. O astfel de dorință de a găsi sens în viața ta se poate manifesta în multe moduri diferite, de la speculații filozofice la căutarea cu adevărat serioasă și profundă a adevărului. Chiar dacă ești materialistă, crezi în ceva sfânt pentru tine, fie natura, mintea universală sau sufletul. Prezența ta chiar în această lume este pentru tine o altă dovadă a existenței unei puteri miraculoase universale. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: restrângere, claritate, intenție, muncă grea, precauție, scrupulozitate, devotament. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este în mod paradoxal. Ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului, disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Tu încerci să devii ghidul puterii superioare în care crezi, pentru a aduce beneficii practice oamenilor. Ești foarte serioasă și îți vei împlini obligațiile și promisiunile făcute, deoarece le percepi ca o datorie față de această putere superioară. În același timp, tu observi cu atenție viața, colectând de dovezi indirecte despre existența ceea ce tu crezi. Căutarea adevărului este una dintre trăsăturile tale. Poți deveni cercetător, om de știință care rezolvă misterele lumii din jurul nostru cu ajutorul logicii și rațiuni, dar se întâmplă de asemenea să fii dependente de misticism, religie și poți căuta deja un răspuns la alte întrebări, cum ar fi sensul vieții, căutarea lui Dumnezeu, legile metafizice ale ființei.
Dacă ești genul de persoană mai sofisticată, încerci să traduci efectele acestei puteri invizibile în viață cu ajutorul dragostei, datoriei, sacrificiului de sine și dorinței de dedicare. Ești interesată de orice exemple de manifestare a spiritului în viața materială. În general, interesul tău față de lumea din jur este, de regulă, mai filozofic sau chiar poetic decât tehnic. Dar, în ciuda faptului că ești adesea caracterizată de opinii extrem de subiective, tu poți exprima ideile și gândurile foarte abstracte, neobișnuite de clar și de înțeles celor din jurul tău. Aparent, prin urmare, tu ești capabilă să fii profesor în cel mai înalt sens al cuvântului, indiferent de afilierea ta profesională. Având mare curaj, nu ești înclinată să eviți pericolul. Ești conștientă de puterea forțelor întunecate și de amenințarea pe care o reprezintă, dar poți, în orice situație, să radiezi nevinovăția și lumina. Ești capabilă să înmoi cele mai grele inimi și să convingi cei mai încăpățânați sceptici. Credința ta, spre deosebire de mulți alții, este cu adevărat curată și rămâne neschimbată chiar și în cele mai dificile momente pentru tine. Nu înseamnă că acest lucru se datorează numai credinței enorme în sine, mai degrabă credința ta că există o forță mai puternică și că tu ești doar un vehicul. În calea ta apar adesea diferite dificultăți. Probabil că cea mai frecventă problemă pentru tine este că tinzi să-ți dovedești ideile în absolut totul în jurul tău și, în cele din urmă, începi să crezi cu adevărat că fiecare eveniment, chiar cel mai nesemnificativ eveniment din viața ta, va avea cu siguranță o anumită valoare. O altă dificultate este că ai o nevoie urgentă de discipoli și de studenți, care de-a lungul anilor s-ar putea transforma într-o exigență excesivă nejustificată față de ceilalți și, mai ales cei care preferă să privească la viață dintr-un punct de vedere materialist-logic, și a căror dorință a fi student este relativ mică, dacă nu absentă. Orice s-ar putea spune despre tine, sentimentele și emoțiile tale sunt întotdeauna sincere, iar părerile tale sunt cinstite. Unii te pot considera detașată de viața reală, alții că ești naivă sau pur și simplu te ignoră, dar nu ești deloc ofensată de o asemenea atitudine, iar caracterul tău nu se schimbă deloc, nici cu vârsta. În orice caz ești cu mult înaintea celor care te critică, probabil datorită faptului că, de la o vârstă fragedă până la o vârstă foarte înaintată, reușești să păstrezi percepția copilului interior asupra lumii, ca pe un miracol. Va trebui să-ți găsești scopul în viață în timp util, cu ajutorul experienței de viață sau a învățării. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești realistă, loială, rezonabilă. Ești o persoană încrezătoare în sine, care nu poate fi doar forța ta, ci și slăbiciunea ta. Este posibil să devii dependentă de un spirit mai puternic care își va impune viziunile, principiile și obiectivele vieții asupra ta. Tu combini în același timp severitatea și sensibilitatea. La prima vedere, se poate concluziona că ești pragmatică complet, căutând să obții rezultate concrete din toate lucrurile, dar în profunzimile inimii tale aceste lucruri nu este în întregime adevărat. Ești idealistă și plină de compasiune. Cum afectează data de 6 ianuarie soarta ta? Tu obții o adevărată plăcere prin analizarea și justificarea absolută tot ceea ce te înconjoară. Tu pui la îndoială adevărurile cunoscute de mult timp și ești de acord cu ele numai atunci când primești același răspuns, grație propriei tale analize. Tu analizezi atât situațiile pragmatice, cât și filozofiile din toate timpurile. Nu-ți pierzi timpul căutând cunoștințe noi, este extrem de important să înțelegi toate detaliile afacerii, mai ales dacă această afacere se referă la domeniul tău de activitate. Te poți considera parte dintr-o minte supranaturală uriașă, iubești și studiezi cu atenție structura lumii în care trăiești, încercând să realizezi o uniune armonioasă. Însă și existența ta este dovada că ipotezele tale nu sunt eronate. Natura ta subtilă dorește adesea să-ți deschizi inima către lume, propagând binele și lumina,
Considerând aceste acțiuni drept uneltele acelui spirit universal, tu percepi lumea ca o muzică frumoasă? Încearcă să-ți încânți viața cu cele mai bune intenții, dorești ca ceilalți să se deschidă cu aceeași dedicație, dar uneori tu mergi prea departe și pare a fi puțin invazivă pentru ceilalți. Desigur că ai o natură pragmatică, iar teoriile tale trebuie să se bazeze neapărat pe fapte științifice. Dacă va fi să te dedici domeniului afacerilor, acesta este, de asemenea, un bilet câștigător, iar seta de analiză îți va fi utilă. Pătrunzând în studiul structurii și caracteristicilor pieței, poți fi capabilă să obții rezultate bune, generând profit atât pentru tine, cât și pentru angajatorul tău. Ai un curaj extraordinar și vei sări la salvarea celor dragi, indiferent de problemele cu care se confruntă. Nu răspunzi agresiv la agresiune, ci încerci să elimini sursa problemei într-un mod pașnic. Este practic imposibil să se certe cineva cu tine, tu vei explica clar și inteligibil cine și de ce nu este corect. Este greu să nu fie toți de acord cu tine, deoarece analiza ta este întotdeauna perfectă și doar o persoană foarte încăpățânată sau chiar proastă va continua să argumenteze mai departe. Tu crezi că tot ceea ce faci în numele armoniei universale este ajutată de puterile superioare. Probabil din aceste motive, te îndepărtezi cu teamă de pericol pentru a stinge flacăra nedreptății. Tu știi să rămâi copil chiar și la bătrânețe, ești întotdeauna foarte sinceră și dorești să ajuți pe oricine are nevoie de sprijin. Pentru unii, pari a fi un vizionar din altă lume, un visător naiv, dar în orice caz, tu întotdeauna poți evoca emoții plăcute, dragoste și compatibilitate. Puritatea și strălucirea ce emană de la tine sunt capabile a topi chiar și inima celor mai răi și indiferenți. Principalul dezavantaj al tău este faptul că în partenerul tău cauți un servitor umil, care te va urma peste tot. Cu toate acestea, partenerul tău trebuie să te poată admira și să te îndepărteze de pe piedestalul pe care l-ai ridicat. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine, reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Este posibil să prezici dificultățile și problemele cu care te confrunți. Uneori nu cunoști măsurile și ești prea dependentă de munca ta. Împrăștiată în lumea ta idealistă până peste cap, începi să dai evenimentelor inocente și micilor minciuni ale vieții de zi cu zi o valoare pe care de fapt nu au. De exemplu, tu poți vedea mâna puterii divine sau coincidențe neobișnuite, indicând faptul că teoria ta este adevărată, în lucruri simple și de zi cu zi. Aceste lucruri duce la o complexitate din ce în ce mai mare a vieții tale și, în cele din urmă, pare a fi doar ridicolă și inadecvată. De asemenea, în timp, tu începi să faci din ce în ce mai multă presiune asupra celor pe care îi îndrumi sau îi înveți, încercând să-i faci să trăiască cum dorești tu, poți începe să-ți bați joc de mărunțișuri și să-i chinui cu cerințe exigente. Și când ucenicii tăi fug, tu suferi multă de singurătate fără ei, sănătate și boli. Din punct de vedere al sănătății ar trebui să eviți supratensiunea, supra-solicitarea și controlul dorinței de a ajuta pe ceilalți în detrimentul lor. De asemenea, nu este necesar să fii condusă de tovarăși sau cunoștințe care conduc un stil de viață distructiv și refuză o dietă sănătoasă și o alimentație sănătoasă.
Nu uita de odihnă, de efort fizic. Atunci vei putea trăi mai mult, vei avea mai mult timp pentru a căuta adevărul și a ajuta pe ceilalți. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât îți întăresc toate aspectele pozitive ale tale, dându-ți un farmec special. Ai abilități oratorii, talentul unui diplomat. Cu agilitate stingi conflictele și agresiunea. Știi să te îndrăgostești de oameni, ești atrasă de ei, pentru că lângă ei ți este confortabil, te simți în siguranță. Știi cum să fii un prieten de nădejde, întotdeauna ajuți, sprijini, nu trădezi, știi cum să păstrezi secrete. În sfera financiară, poți avea adesea succes. În căsătorie, poți fi fericită pentru că ești dedicată familiei tale, onorezi tradițiile familiale și, de asemenea, crești copiii. Ești altruistă și puțin naivă, încăpățânată și chiar emoțională. Într-o anumită măsură, o astfel de poziție poate crea îndoieli chiar și pentru sceptici experimentați. Poți atrage și conduce mulțime. Ești neînfricată și rareori te gândești la tine însăți și la securitatea ta. O astfel de poziție nu se bazează pe încrederea în sine, ci pe credința în puterea superioară care te protejează sau pe justiție. Din punctul tău de vedere, nu poți renunța în momente dificile pentru tine însăți. Sfaturi pentru tine. Tinzi să percepi viața ca un miracol și să păstrezi spontaneitatea și naivitatea până la cea mai profundă bătrânețe. În ciuda faptului că ești adesea prea detașată de realitate, căzând în construcțiile și fanteziile tale idealiste, ești bună, sinceră și întotdeauna gata să ajuți. Trebuie să fii precaută la tendința spre sacrificiu excesiv de sine. Cu dedicarea ta imensă pentru alți oameni, poți dăuna trupului tău. În plus, poți deveni prea dependentă de o persoană mai puternică, care îți poate impune un regim care este în detrimentul sănătății tale. Pentru a trăi mult timp, trebuie să urmezi criteriile moderării și echilibrului. Dietele bine echilibrate, exercițiile rezonabile și somnul regulat sunt cele mai bune mijloace de prevenire. Ține minte că viața pe care o trăiești este viața ta. Nu adapta la dorințele altora. Mai multă atenție pentru tine, dar nu uita de nevoile altora. Servește numai acele obiective care merită cu adevărat. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.